Iacob, felicitări. O seară minunată pentru toți rapidiștii. Tu ai intrat în istorie. Primul tău gol pe noul Giulești, primul gol oficial. Da. Ce înseamnă pentru tine, în primul rând, acest lucru? Semna mult pentru mine, pentru echipa și pentru tot rapidiștii, că pe cauza că am fost accidentat nu am jucat amical. Dar în capul meu era tot timpul, dacă nu se pune, nu știam că începe în primii 11. Și când mi-a pus, am avut în capul meu, vreau să sunt primul jucător care scrie pe Giulești. Am reușit, dar trebuie să mulțumesc pentru pasul Urareș, că a demonstrat, a declarat înainte de meci să vrea să scrie lui un gol, dar le-am zis, uite, dai pasa și eu dau gol. Și așa a fost. Atunci mulțumesc Rareș pentru pasă frumoasă. Și pentru mine era foarte ușor să dau gol. Cum a fost meciul? Parcă totul a ieșit. Impulsionați de tribune, parcă totul a ieșit. Da, da, da. Noi am fost foarte, foarte motivați. Era foarte ușor să suntem motivați pe stadionul cu suporterii și să se simtă primul minut că am intrat cu mentalitate foarte bună. Ne-am demonstrat și repriza prima și repriza a doua, am fost foarte agresiv, am jucat simplu, ne-am reușit multe, multe faze frumoase și în final cred că era meritat rezultatul pentru noi. Cu această victorie reușim să urcăm pe primul loc în play-out, urmează o deplasare foarte grea la Arad. Cum vezi acest meci? Obiectivul nostru era deja scris când nu am intrat în play-off, vrem să ne luptăm pentru primul loc. Acum ne-am reușit, ne-am bătut echipa în primul loc și trebuie să avem continuitate. Trebuie să ne bucurăm azi de victoria, dar bună, marți, când începem cu antrenamentele, trebuie să ne gândim la meci cu UTA, că așteptăm meci la fel foarte greu și cred că să fie la fel o atmosferă frumoasă și sper să continuăm cu victorie. De când a venit Adrian Mutu, avem victorie pe bandă rulantă, avem 5 victorii, dacă punem și amicalul cu Poli. Ce s-a schimbat? Tu, nu știu, ai jucat cu Adrian Mutu? Nu, e primul meci. Da, am ieșit de primul meci după de minute. E un antrenor tiner, e motivat, motivația tot timpul ne transmite la noi și în antrenamentele, nu putem să avem satisfacție, trebuie să avem continuitate și asta e foarte, foarte bun. Suntem toți împreună, lucrăm, muncim împreună și așa se vede și în rezultate. Cum ai descrie într-un singur cuvânt atmosfera de pe Giulești? Atmosfera era, m-am simțit ca la Champions League. Era foarte frumoasă și ne-a ajutat. Mulțumim și pentru suporterii care au venit, care au demonstrat din nou că sunt cei mai buni suporteri în România și ne-a ajutat foarte, foarte mult.